Neață, neață, ce faceți, oameni frumoși? La mine e ora 5 dimineața. Oleu, vai mamă, ce obosit sunt. Și m-am trezit ca să plec la muncă, bineînțeles, o să mergem pe la Desa, în partea aia, în partea Olteniei, să încărcăm fructe și legume. Rămâneți pe acest vlog să vedeți activitatea. Sper să vă facă plăcerea. Da, dragi prieteni, am revenit, am fost la încărcat la Desa și vreau să vă prezint ce am cumpărat de acolo. Aici în boxurile ăștia avem roșii, ardei capia, ardei gras, doar calitatea întâi castraveți, cartofi, lubeniță, fasole verde, ia uitați aici și fasolea verde, varză, avem aici piersică, struguri, cireșe, uitați ce cireșe faine, să apropiem, avem nectarine, deci avem de toate și pentru toți. Acum plecăm pe sate să vindem. Da, mă, dragi prieteni, am revenit din nou, acum dăm drumul la muzicuța pe sat. Roșii, roșii avem, castraveți, ardei gras, ardei capia, cartofi, varză, ceapă, fasole verde, la lubeniță, lubeniță avem persică, nectarine, caise, struguri, cireșe, fructe și legume. Și avem și un client. Să treci, taicule. Aici. Ce vă trebuie? Ceapă. Da. Câte kilo? 9 lei ceapă. Cum e? Să mai aici. Că nostru telefonul ăsta, încă nu avem suport pentru telefon. 9 lei, cât vă dau? Puriu, un kil. Un kilogram de ceapă, imediat. Fasoiul cât să mai? Fasoiul verde, 18 lei. Dar e plastos, uite-te la el. Știu, că fusei la baia, nu ai de acolo. Cât mai e la baia? 20. 20 de lei la baia. Și la poartă 18 lei. Te, dar nu știu, ui, că vii. Pusei la baia și... Păi da, mai trecut, că era sărbătoare. Duminică, luni, au fost sărbătoare. Da, e... Bursalii. Ia uite. Ce pulița! Ce mai faci? Sănătos, bine? Plui de așa. Îți las de 10 lei? Lasă-o toată. 15 lei face toată. Da, oricum. Ce vă mai dau altceva? Atât e o cugere. Atât, da? Lubenița cu cât ai? Lubenița 7 lei. Nu iau cu ușor. Da? Bine, sănătate, numai bine. Am văzut un pic de ceapă pentru început. Sănătate! O plouă atât într-una. Așa. Ia să punem noi telefonul ăsta aici, în suport. Așa. Și să dăm drumul la muzicuță. Poftina roșii, roșii avem castraveți, ardei gras, ardei capia, carton, varză, ceapă, fasole verde. Poftina lubeniță, lubeniță avem persică, nectarine, caise, struguri, cireșe, fructe și legume, proaspete, poftiți, vă rog! Ați văzut ce cireșe am? Fasolea verde a fost la baia cu 20 de lei kilogram, la parte cu 18 lei. Da, mă, fraților, mai oameni frumoși, să știți că eu fac donații de 5-6 ani de zile prin sate, un kilogram de roșii, un kilogram de castraveți, la oameni nevoiași, la bătrânii, la copii, niște fructe. N-am vrut să o fac public până acum, dar am decis, hai să arătăm la oameni cât poate să coste un kilogram de roșii și un kilogram de castraveți pentru sufletul oamenilor nevoiași. Pentru noi costă 10 lei, 15 lei, dar pentru oamenii care nu au, costă mult speranță, bucurie, fericire. Oh!
Sare, sardi, grasa, ardi, capia, caldo, vază, ceapă, fasole, verde, boftiza, lumenită, lumenița, verde, persică, nectarine, caise, struguri, cireșe, fructe și legume, proaspete, boftiza, rog. Hai că se intrăm și pe aici, pe strada asta. Mai dăm drumul la muzicuță? Poftila roșii, roșii avem, castraveți, ardei, grasa, ardei, capia, carton, vață, ceapă, fasole, verde, poftila, lumeniță, lumeniță avem, persică, nectarine, caise, struguri, cireșe, fructe și legume, proaspete, poftiți, vă rog. Da. Revin imediat, dragi prieteni. Vodea proste, piele bunică. Vodea proste, ca ești. Suta de ani să împlinești. Doamne ajută, sănătate multă, să fie pe mâine. Vodea proste, să arumă nuțele, vodea proste. Nu, să fie pe mâine. Da, să fie pentru toți, familia lor, să trăiți mai bine. Doamne ajută. Imediat, deci ai spus fasole verde, da? Spune, automatic. Bun, aici vei să facem fasole verde. De fasole atât, când auzi, bă, lasă că am eu niște... Asta e porc acum la început, fasolea verde. Am solan, știi, de porc și bag cu fasole. Ei. Păi lasă-mi dai și mie niște ciolan, să bag și eu cu fasole. Mă, nu știu dacă... Le băgăm rânză cu fasole. Da. Ciolanul e bun. 12 lei, ți-o las? Bun. Așa. Pune și o varză. Și o vărzucă. Da. Uite și vărzuca. Varza, să-mi iei banii și să pleci. Să-ți iau banii și să pleci, a? Să nu-i mai vezi. Da. Gata, uite, nu mai vezi bani acum. Și cu 6 lei, 18 lei. Ce mai dai, mă, de 2 lei? Mai pune, îți dau niște roșii, niște ardei, știu eu. Pune orice. Pune un ardei. Ia uite, 2 ardei, spun. Asta, ia tate. Să fii sănătos. Să fii sănătos, să-i mânca sănătos și Doamne ajută. Ardeiul îl bag cu... Așa, îl faci umplut cu fasole. Fasole mă-l fac. Păi da. Asta e, pe treabă. Hai. Sănătate maximă. Nu e la oi, nu e la nimic. La nimic, a? Nu. Hai să trăiești numai bine. Da, bă, frățul, niște fasole verde. După cum ați văzut, o căpățână de vărzucă, doi ardei. Bă, nu prea sunt bani. N-au oamenii bani, nu sunt bani. Dăm drumul la stație. Roșii, roșii avem, castraveți, ardei, grasa, ardei, capia, carton, vață, ceapă, fasole verde, poftiza, lumeniță, lumeniță avem, persică, nectarine, caise, struguri, cireșe, fructe și legume, proaspete, poftiți, vă rog. Dar mai vin și de ăștia care au bani, au pensii, deci 1.000, 9.000 de lei, că pe aici, zona asta, au lucrat oamenii la mină. Și se mai dau loviți că nu sunt bani, că nu știu ce. Ce să faci? Stai. Noapte că mai avem un client. Da, unică. Un cofană, o datorie. A, să-mi plătească datoria? 20 de lei, cred că așa, nu știu. Nu știu cât avea pe caiet, ia să ne uităm. Așa să ia, eu nu știu. Lucica, 20 de lei, da. Da. Bine, transmite sănătate multă. Bine, da, ce oameni frumoși, uite, vedeți? O femeie i-am dat până la pensie, pe caiet, cum zicem noi, pe caiet. Și da, mi-a venit și mi-a dat bani, 20 de lei. Săraca, îmi pare rău de ea, e bolnavă, o plica pe scară și odată la altă, la altă doamnă să-mi dea bani. Ce se face? Poftiza roșii, roșii avem, castraveți, ardei, grasa, ardei, capia, carton, vas, ceapă, fasole verde, poftiza lumeniță, lumeniță avem, persică, nectarine, caise, struguri, cireșe, fructe și legume. Da, mă, frumoșilor, mă pun și acum să mănâncă etiziu ce astea aproape 1. Mi-am luat și mâncărică. Mâncăm și revine înapoi. Da, oameni frumoși, a revenit.
30 de lei cartofi. Și n-a mai trecut nimeni? Nu, zorele astea nu. Poți să pui și le explicați? Nu. E fain cartofii așa cât de mulți ani. Cartofi, la pe la mic numai cartofi. Oricam asta e mâncarea noastră. Eu nu sunt de acord cu ei. Și fiul meu acasă, numai, și ăla vrea numai cartofi. Dar... vrea numai prăjit. Păi prăjit. Da, mama. Nu, îmi iau. Elena. Iar luași pantalon scurt. Dar nu se mai îndreptă de vremea asta, eu nu mă fric. Salut, boss. Salut. Vrei să fim prieteni, nu? Îți dau o vitamină. Cum spui, mă? Mulțumesc. Se crești mare. 28.50. Da, dar o mai pune câțiva. Mai pune. Mai pune? Ce vrei să ți-am? Lasă că vin eu și iau, mamă. Cine ești? Ia uite, ți aveți 33 de aici. Mai pune până 40 dacă nu. Atunci eu plăsăm de mine. Eu. Hai să am. Fudulă. Cireșe că arată vine. Vine, ți-am cireșe. Robenița cât mai e eu? 7 de. Ai și mai micuțe? Da, nu sunt. 40 de lei iau, din cap. Așa. Dar zice-mă lubinița? Da, dar nu micuța. E ce cireșe? Asta va veni cea cu micuța. Mama, e și cireșe. Dar poți să-i faci și două? Da. E și cireșe. Și un cerc. 36 cu 47,6. Așa. Hai că nu-i ia de verticale. Hai de capul meu. Prima dată de la telespectatorii? Da, tu faci vlog? Cum e? Bună? Bună. Așa. Nu poți să vii și dovlete. Așa, ce vă mai dau? Dăm și mie câțiva ardei din ăștia. Ardei capia? Uh-huh. Dăm vă 5 din ăștia, 5 din aia de acolo. Îi pun separat, e la... Da. E la diferit preț. Deci și pe ea vă trebuie drept pe asta și mi-e baște. 76 o dată avem. Cu 12, 76. Cu 12. 88. Și cât se duc un ardei gras? 5. E și pe ăla mai portocaliu, te rog. Da. Și 56. Ți-au, dragi. Vrei și pe un ardei? Deci 88 cu 7. 88 cu 7, 95. Așa. Îmi dai, te rog, și castraveți. Castraveți. Cât să fie? Mulți, mulți. Bine, 10, 12. Aoleu, ai uitat ce era mai important, portofelul, nu? Păi eu fugit să dau pe bordă. Nu, lasă pe ea. Și cu 15, 110. Îmi dai și câteva roșii, te rog. Hai că stau aici, din baxul ăsta de aici. Acum sunt mai multe legume. Poftim? Acum sunt mai bune legumele. Da. Și ești. Acum așa sunt românești și sunt foarte bune. Cu carne lângă, ai partea două. Roșiile astea merg cu brânză, dacă ai brânză. Am? Ai? Am, nu. Bun, păi ai roșii roșii. Câte roșii să pun? Ia vezi după. Atâția. Deci avem acum 110 cu 17, 127. Și punem și mie 2-3 mâini de cireșe. Și 2-3 mâini de cireșe. De la vecin. De la vecinul? Da, are vecinul cireșe? Da. Mă, păi să-mi spui și vieți. Da, alea mici, urâte. Dar nu s-a făcut pe niciunde anul ăsta.
Ba, ce fost au făcut? Da? Nu au făcut copiii, dar nu știu. De fiecare zi s-a dublat cine și... 127 cu 40. Deci mai punctul 3. O să iau la primitate, că bagă asta. 167. Lasă, scoate la mână. Dar le pun aici și le bag pe spumă. Plecați de la market cu... Vă le pungă? Așa cum spune ea, la media imagine, o punguță? Mai 167 cu 10. 177. Atât. Atât? Fasole verde? Nu, vreau deocamdată. Încă nu e bună. Încă nu e bună? Nu-i place fasole. Păi că dacă nu-ți place ție fasole, zici că nu-i bună, a? 177. Ah, el a venit acolo. Să-mi o bine. Lasă că le iau eu ca astea. Nu scăpciunile le iau. Nu scăpciunile. Ține așa 180. Este 90. 200. Mulțumesc și mă zonare. Mulțumesc și eu, să rămân, să-i mâncați următoși. Vă ajut? Nu, nu mă să vedeți aici, să stați acolo să nu se rupă. Că sunt atât de bune pungile astea. Salutare din nou. Poate le vede eu, uite aici, despre aici. Nu știu cum fi tăi așa așa, nu, 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 nu. Uitați ce lucru vă dau acolo. Lucru, nu glumă. Țineți în plasa dumneavoastră? Ca să ne mai cursăm pe ale mele, a? Așa, e un lui. Nu e de obicei din femei la mine la, la mașină, nu prea sunt obișnuit cu bărbați. A, mi-ai plecat, s-a dus. În țările calde. S-a dus în țările calde? Da, da. Cât vă pun? Cred că din unchi, cred că din unchi. Nu știu. Un kil jumate. Nu știu. Mai iau un pic din ea. Mai iau? Mai iau. Trebuie să te ajute să-ți îndepărat acum. Din păcat, el că orice fără, ce fost și frumos am. Un kil 120 de lei. Așa, ce cum mai dau altceva? Triburi cât? 25 kg. Hai, hai, hai. Gustă un bob să vezi cum e. Dacă căzul măr? Ia de aici. În pungă. E pe gustat aici. Bine, dacă sunt femei gravide, le dai unul de aici. Păi da. Nu, are și camera de la un vedere pus în telefon. Zici că eu sunt vinovat. Îmi urmărește muirea de acasă de aia. Care? Nu am. Eu sunt în căutare. A, deci de-aia mai camera acolo. 42. 42 de lei. Ce vă mai dau? De 3 lei vă dau un zâmbet. Ce să fie? Un zâmbet. Ia să-l văd ce Ce vă mai dau de 3 lei? Uite mă cum aș pe aici. Uite cum stau milioane de măsuri. Să vadă lumea că n-are bani. Știa, stai. Bine, la bărbați de plac mai mâini și la femei mai trebuie să înțeleg, nu? Depinde. Hai să vedem acolo. Astea sunt 7,50 lei. Adică... Mai trebuie să mai dăm atât 5 lei. Tot eu să-ți mai dau 5 lei. Uite, mai dau unul ăla. Dă-mi ăla frumos, nu de aia, că duc babi. A, uite așa, mai coapte. Gata, v-am luat bani? Ți-am dat eu. Sănătate maximă, vă doresc, mâncați sănătos și Doamne ajută. Gata, băieți, am mai avut un client fidel. Revin. Ok. Ce a zis? Un kilogram jumate de fasulică verde. M-a ajuns puțin? Cât ți-i dat? Bine, mama, stai cu minte. Aici, stai cu mama aia. Nu, nu! Dacă nu, te bag în corp. Dacă nu ești cu minte, te iau cu mine, cu duba. Ai grijă la cap, mama. Și te țin numai pe nectarine. Numai nectarine îți dau să mănânc. Ne-a fie, nene, te dau la mașina de legume. Aici, stai cu mine, Matei! Mă, Matei, mă! Ia puneți cuvântul ăsta, vă împite. Da, e oprit, dacă... Da. Fii atent, uite-te, aici, mama! Un kil 600, vreau? Așa. Cireșii cât sunt? 30 de lei cireșii de lei, cu băului. Ia și tu, mă, altceva mai... Piersică, banane... Astea sunt dulci, nectarine, care sunt... Da, sunt fainele. Nectarine, dulci. Da, sunt coapte. Și astea cât sunt?
Alea sunt 18 lei. Doamne, slăbește! 15 lei pieților. Ia mai bine. Dar nu, puneți 2, 3, nu? Da, vă pun cât vreți. Nu-i mult să ai un kilogram. Ce vine aici? Mama, ia-o-i cu apă. Piersici, piersici, mama. Piersică? Da. Mami, nu. Nu, mama, nu. Mă, eu te iau cu mine cu dubanul. Ajunge, ajunge. Ajunge? Ajunge. Lăs-mă asta. Aici vine mașina. Stai cu minte că vine mașina. 10 lei. 40 lei. Atât. Și-o bază, mami. Și-o vârzucă. Prima foaie așa se face. Asta e bună? Nu știu că morcov a avut ăla care, dar eu fusei în solarul de ăla, vă să-i treabă. 7 lei. 42, 49. Ce vă mai dau? Atât. Atâtica? Atâtica. Stai cu minte, mami. Vine mașina, mamă. Cât e? 49. Mă, frumosule, îți dau o banană. Lasă-te. Nu-i banane. Ia uite, îți dau o banană din partea mea. Haide. Haide, mă, ia. Haide, când se sperie. Nu se sperie, dar nu. Mulțumesc. Spune mulțumesc. Te-a dat o ții, mamă. Mulțumesc. Da, să-mi dau un lucru. Mulțumesc. Mulțumesc și eu să-i mâncați sănătoși. Doamne ajută. Hai, mă. Hai, ușor, ușor. Spune papa. Bă, ce faci, mamă? Îmi dau un canal. Gata, băi. Deci, mergem mai departe. Du-te cu mașina, hai. Unde țin, că o zic eu? Până umplu plața, nu? Că o zic eu. N-are voie pe drum, că trec mașină. Păi dar cum să lăsați pe drum? Cum circulă ăștia pe aici? Nu, că nu îi închid poarta, nu iese. Dacă ar fi după el... Circulă foarte tare pe aici. Știu. Câți castare să vinți? Uite așa, mă zic. Pune-ți pe ea, nu mai pune-ți. Nu mai pune-ți pe ea. Pune-ți așa pe ăsta. 22, 33, 50. Dacă tot aveți punga, pune-ți niște... Pune-ți-vă de acolo ce vă place. Nu, că mie îmi plac mai așa, mai crude, nu prea le mănânc. Copiii nu vor, doar eu. Dacă mănâncă, le mănâncă și așa crude. Și așa, mai sunt stricat. Dacă le luați pe ea coapte, le-am luat și s-au stricat. Exact, asta vreau să spun. Că doar nu mă dacă și nu le-am mănâncă nici ei și exact. Tot așa. 23 cu 55. Atât. 78. Nu cred că i-am aici. Stai să duc ăștia și... Cu drag, mergi liniștită. Vă duc... Nu, nu am suficient și... Da, mă, dragi prieteni, să știți că nu oricine cumpără de 70 de lei, 80 de lei, 100 de lei. Dar Dumnezeu e cu noi și sper să vindem și noi marfa asta, să facem un bănuț. Și nu uitați că noi facem donații, dăm la oameni nevoiași. O să pun pe acest vlog cum ajutăm oamenii nevoiași. Un kil de ardei, un kil de roșii, contează foarte mult pentru un om care nu are, pentru o bătrânică, pentru un bătrânel. Da. Ia uitați ce frumos e afară acum. O ploaie de două zile într-una. Sper să țină vremea asta cu noi. Sunt la țară. O așteptăm pe doamna să ne aducă bănuții și apoi o luăm ușurel, ușurel din loc. Cum te cheamă pe tine? Mario. Pe tine? Beatriz. Pe tine? Sara. Hai, Sara, fii atent. Începem cu Sara. Ține mâna. Tu o mână de cireșe. Mulțumesc. Hai, tu cum ai zis, Beatriz? Da. Tu o mână de cireșe. Mulțumesc. Hai și tu o mână de cireșe.
Cum zici că te cheamă? Mario. Hai, să fie pomană. Mulțumesc. Mai este o fată acolo, hai, trimite-o cu acela la mine. Eva. Hai, Eva, hai. Acum, na, sunt mulți. Trebuie să-i împărțim la toți, nu? Eva, du-te-mă. Hai, cu tufeu. Hai, Eva, și tu. O mână de cireș. Vezi să-mi dai cu ele pe jos, da? Da. Ține, ține, ține. Ține bine. Op, op. Hai, gata, să fiți cu minți, da? Da, pa. Pa. Pa, pa. Da, mă, frate, trebuia să-i facem și pe ei. Fericiți? Bă, ce bucuros sunt. Hai, salut! Pa! Am revenit că avem un nou client pentru niște cartofi. Hai să punem telefonul aici în suport. Da, suportul ăsta nu cred că mă mai ține mult. Cât o mă ține, numai să nu încadă telefonul aici. Sper să nu încadă. Pornim cântărelul. Luăm căsuța de aici. Și pune lumea la cartofi. Nu pune cartofi, ne. Ia uite, și cartofi aici. Așa. 3 kg ai zis, Gheorghe? Da, da. Ce mai faci, domnul Gheorghe? Ce să faci? Te uncă! Nu vezi, mă, că fără muncă nu se poate. Nimic. Nu dă nimeni nimic degeaba. Nimic. Fiecare ți-ar lua, nu ți-ar dă nimic. Aia da. Da. Bă, tu mai, mai frici cartofii și să-i mănânci așa. Bă, Gheorghe. Ia uite-te, 3 kg. Altceva, ce-ți dau? Atât. Atât, cartofi. Cartofi. Le ales. Da, sunt toți. Bă. Suntem cu toți. Suntem cu toți, bă. Sănătate maximă, Gheorghe, să trăiești numai bine. Vânzare bună. Doamne ajută. A fost că n-a căzut telefonul din suport. Să schimb suportul ăla că nu prea e bun deloc. S-a stricat și ăla. S-a stricat, toate s-au stricat. Dăm drumul la muzicuță. Pila roșii, roșii avem. Castraveți, ardei, gras, ardei. Capia, canto, vat, ceapă, va, sole verde. Pila lupeniță, lupeniță avem. Piersică, nectarine, gaise, struguri, cireșe, fructe și legume, proaspete, poftiți vă rog. Numai că de aici ieșim din sat, pornim în următorul sat. Un kil de roșii, asta aveți, o banană pentru mămica. Mămică, ține aici, să fie pomană. Zi budea prostă, să fie la cine nu mergi. Budea prostă. Da, Dumnezeu sănătate și mai bine. Bună seara, dragi prieteni. Ne-am trezit la 5 dimineața și am ajuns la ora 8 seara, mai un pic se întunecă. Da, o mers treaba astăzi, ce și ce. Cât de cât de acum încolo sper să-și dea drumul. Mai avem ceva marfă în dubă, mai avem și pentru mâine. Și sper să vă placă acest vlog. O să venim cu noutăți. O să vă ținem la curent cu absolut orice. Nu uitați, butonul de apăsare. Acel de abonare. V-am pupat.